Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 17 septembrie 2024. Dumnezeu și munca ta. Ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. 1 Corinteni 4, versetul 2. Majoritatea adulților își petrec aproximativ jumătate din viață la locul de muncă. Munca este o parte semnificativă din planul lui Dumnezeu pentru viața ta. El a avut în plan o vocație anume pentru tine, prin care ar trebui să-ți găsești împlinirea personală, să satisfaci nevoile familiei și să ajungi la perpetuarea scopurilor sale pe pământ. Porunca a patra acoperă toate cele 7 zile ale săptămânii, nu doar sabatul, pentru că citim în Exodul 20, versetul 9, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Și în versetul 11, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Am încheiat citatul. Auzim adesea predici menite să ne facă să ne simțim vinovați că nu respectăm ziua de odihnă. Dar ai auzit vreodată vreo predică menită să te facă să te simți vinovat că nu muncești și nu respecti săptămâna de lucru de 6 zile? Ideea este că așa cum Dumnezeu a făcut sabatul și îl prețuiește, tot așa a făcut și munca. Biblia spune, împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Luca 17, versetul 21. Așadar, fie că ești măcelar, brutar, zidar, ceea ce ți se cere este să dai dovadă de integritate la locul de muncă. Este rușinos când auzi necredincioși care afirmă, nu voi mai face niciodată afaceri cu un creștin. David exclama, Doamne, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Așa începe Psalmul 8. Iar Tu ești copil răscumpărat al Lui și îi porți numele, așa că ar trebui să te străduiești să fii minunat în munca ta. Obiceiul de a întârzia, de a te tot uita la ceas, trândăvia, tendința de a te răcori, bârfind, flirtând sau vorbindu-ți de rău șeful, așa ceva n-are ce să caute în viața ta. Deoarece Biblia spune că tot ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Am încheiat citatul. Așadar, obișnuiește-te să te îndrepți spre serviciu, rugându-te, Doamne, astăzi vreau să-mi fac bine slujba și să aduc laudă numelui Tău. Amin?